Mamă, în sfârșit am sărbătorit și eu Halloween-ul pentru prima oară. A fost un Halloween reușit. Chiar mi-a plăcut cu Darusel și cu Alice. A fost un Halloween super, super tare. Uitați-vă puțin la bolul ăsta cum sare aici super, super mult. Adică ca de fiecare dată. În fine, acum că tot a trecut cu Halloween-ul, bine, încă n-a trecut la noi pentru că zicem și noi să mai sărbătorim. Așa văd că Darusel încă n-a scos astea de aici. Nu știu de ce nu le-a scos. Eu l-aș fi scos, dar, bă, am zis dacă nu le-a scos Darusel, mai stau și eu cu șapca asta pe cap, cu pălăria asta pe cap și acum hai să mergem la Darusel să vedem ce face. Totuși că la mă duc mai ce se întâmplă? Mă cere televizor. O să stai, mă, să-l oprez, mă. Ce are, mă, televizorul ăsta? Bă, ce sunt? Bă, de unde apar, mă, toate astea? Dar, sper că nu faci o fa... Dar, ce sunt? Mă, de ce sânge pe jos aici? No, deci, nu, eu am zis că sunt... Mă, sper că e un vis totuși. La modul ce nu mai zic... Mă, de ce sânge peste tot? What? Ce se întâmplă aici? Ia, aici la baie ceva? Nu e nimic. Am crezut că s-a întâmplat ceva de la prin culoare de el. Am făcut-o, dar ok. Hai să mergem pe aici, mamă. Dar mamă, e sânge peste tot. Mă, ce e cu mormântul ăsta? De ce e mormântul? Dar fel, mă, ce să... Bă, stai puțin. Mă, eu să e un vis sau e real? Adică ce se întâmplă aici? Bă, ok, am înțeles, a fost Halloween-ul, dar acum toate treburile astea legate așa de Halloween parcă se întâmplă ceva ciudat. Nu cred că ar putea să fie Darusel pentru că astea nu le mai pune Darusel. A trecut Halloween. Darusel, ce faci? Ce? Cum adică, bă, afale, cum adică? Ce faci? Darusel, de unde ai tu costumul ăsta și de ce te-ai costumat astăzi? A trecut Halloween-ul, a fost aseară Darusel Halloween-ul. Noi deja am trecut seara, Darusel. Nu sunt Darusel, eu nu sunt Darusel, eu sunt Carusel, eu sunt fantoma lui, eu sunt mănânc. Da, fantoma lui Darusel, măcar așa arată și Darusel mai bine, sincer, mai frumos. În fine, nu mai interesează asta. Bă, Darusel, fii atent, stai puțin. Mă, de ce m-ai speriat tu pe mine acum? Pentru ce? Ce înseamnă asta la tine? Mă, îți bagi joc de mine? Bă, Rafale, fii atent, tu acum ai pierdut o viață. Cum adică am pierdut viața? Ce viață am pierdut? Uite, mă, sunt aici, cum să pierd viața? Cum să-mi pierd viața? Bă, ai nebune, bă, Darusel. Mă, Darusel, bă, nu mai mă Halloween a trecut, adică aseară trebuia să-mi faci practic. Bă, nu, Rafale, fii atent, bă, Rafale. Mai știi când am făcut un clip până atunci? Încearcă să nu te sperii și am avut 3 vieți? Da, mai știu când am făcut clipul ăla cu încearcă să nu te sperii. De ce? Vrei să facem din nou? Da, bă, Rafa, și tu acum ai pierdut o viață. Păi de ce să pierd, mă, deja, mă, Darusel? Eu nu știam de concurs. Cum adică să pierd? Vrei să pierd așa dintr-o dată, mă? Cum adică? Îți bagi joc de mine? Bă, Rafa, ce? Da, și acum vrei să mă sperii cum ar veni. Wow, Darusel, nu mai speria de asta. Da, fii atent, bă, Darusel, pentru efort. Bă, revin, bă, da. Ok, am înțeles. Așa, bă, fii atent, Darusel. Da, nu mai speriat. Fii atent. Ok, am pierdut o viață. Ok, că zici tu așa. Pentru efortul tău depus, Darusel, pentru că te-ai costumat așa, Darusel. Nu știu de unde ai făcut rost de costumul ăsta, dar mă rog. Ai făcut și astea pe aici? Bă, eu m-am speriat. Ai făcut toate chestiile astea? Chiar m-am speriat. Pentru efortul tău, hai să zic că am o viață scoasă, bă, Darusel. Ok. Așa, și acum ce vrei să facem, Darusel? Adică vrei să ne sperim noi așa, noi singuri, ce mai înseamnă asta? Bă, Rafa, așteaptă aici, așteaptă aici. De ce să aștept? Mamă, deci Darusel vrea să facem ca data trecută când l-am chemat eu la încearcă să nu te sperii. Bă, dar are o idee genială pentru că e Halloween-ul și este o șea, o tematică foarte, foarte bună și eu zic că la asta e de Halloween. Încearcă să nu te sperii, ar fi super, super tare. Bă, da, Darusel, unde te-ai dus, mă? Darusel, bă, Darusel, unde ești, mă, ești la baie, mă? Pe unde ești, mă, Darusel, că vrea să zice. A, nu e pe aici. Darusel, mă auzi? Bă, Darusel. Ce faci, mă? Gata, bă, ce faci? Cum adică ce faci? Tu ce faci tu, Darusel? Când te-ai schimbat așa repede? Bă, Rafale, fii atent, eram în baie și m-am schimbat, bă, Rafale. Ce? E așa de greu? Nu e greu, dar fii atent, Darusel, dar noi vrei să ne jucăm doar noi, nu vrei să o implicăm și bă, Alex în asta, în treaba asta, că încearcă să nu te sperie, zic că ar fi mai frumos așa. A, bă, da, bă, Rafale, acum iar trebuie să mă schimb, bă, Darusel, iar să schimb. Am înțeles. Bă, da, ok. Deci înseamnă că da, bă, Darusel, stai puțin. Deci dacă tu te schimbi acum, Darusel, mă auzi? Bă, Darusel, vorbește cu mine acolo în baie. Darusel, mă auzi? Darusel, chat poți. Ce vrei? Așa, deci fii atent, dacă tu te schimbi, înseamnă că o sperii, nu ai ceva să-i spui, nu ai gen, nu o sperii tu acum, nu? Da. Dar nu spune aia pe cap, Darusel, că chiar arăți cu o mică rodă, nu spune aia pe cap, că după strici totul. Deci fii atent, Darusel, bă, nu spune. Bă, da, arăt foarte frumos. Hai să mergem la Alice, bă, Darusel, fii atent, acum trebuie să-i facem o farsă, Darusel. Hai, mă, du-ți bai de asta de invizibilitate, că nu mă mai sperii pe mine acum. Ok, deci am rămas fără Darusel, că el nu știu ce face și de invizibilitate, toate alea. Ce faci aici? Bă, ajuns, te așteptam, bă, ajuns odată. Păi da, Darusel, dacă îți dai invizibilitate, nu mai speri acasă, știi, deci fii atent, mă, dar ce faci să trebuie să facem? Am hack-uri, că m-am teleportat. Te-ai teleportat, dar ce farsă vrei să faci, Darusel, că eu n-am cum să-i fac o farsă, că pe mine mă vede, adică, pe bune. Pe bă, Rafa, eu mă sperii că nu mă rate, bă, Rafa, ești așa de urât. Ce zici, mă, nu te aud, Darusel, bă, Darusel, după ce că nu știi să vorbești, bă, Darusel, mai ai și tu pe să vorbești așa cu mine? Da, bă, Rafa, eu mă sperii că nu mă la tine, că ești foarte urât. Stai puțin, uite-te puțin, uite aici. Și ce farsă vrei să... Mamă, stai că ne vede, bă, Darusel, ce farsă vrei să faci? Nu știu, bă, Rafa, le fie-am de nu vreau să o sperii. Și mă duc în spatele ei și să sperii. Cu te, bă, Rafa,
bar. Tu te speriat de mine, ia și de dar mine. Vorbește puțin mai încet că ne aude. Vorbește mai încet că ne aude. Ok, și fii atent, fani tăi o să se sperie de mine, că dacă nu dau like și subscribe, o să-i vândesc, ok? Da, okay. Da, vorbește puțin mai tare, dar să niște chiar așa. Dar încet în fire, deci hai du-te. Și atent că stai aici la geam, deci cred că pe aici era unde e mea. Bă, stai. Ok, a deschis, mamă, dar uitați-vă puțin aici la Alice. Ok, ia frumos, așa să vedem. Bă, da, dar să-l ce face? Bă, dar să-l unde ești, mă, dar să bă, dar să unde e, mă, ăsta, mă? Bă, ce fac? Stai, că intru și eu. Mă, unde s-a dus, mă, dar să-l? Ok. Alice! Bă, Rafael, bă, ce-o fost aia? Ce? Unde, bă, ce-o fost aia? Nu, poliția, ajutor! Dar să-l... Bă, dar nu e la blocul ăsta, dar să ai schimbat blocul. Bă, ce faci, bă, distrugi casa omului. Bă, dar scrie după joc, mă, unde a plecat mai Alice, vină înapoi, dar să el s-a costumat el iar din nou. La el tot e Halloween-ul. Da, e dar să el. Băi, bă, dar de ce m-ați speriat? Ce aveți? Ce vă apucă iară? Da. A trecut Halloween-ul, ce aveți? Asta e zice dar să el, dar fii atentă ce a propus dar să el, dar să le zic eu sau zici tu? Tu zici. Bine, eu zic, dar să le că așa mă înțelegești pe mine mai bine, dar să le că tu ai sângele ăla în fine, nu mă mai interesează. Pentru că tu dar să le, bă, dar să le, cum să spargi dintele special de Halloween, dar să le, adică ăsta e costumația, asta e costumația ta, du-te mă de aici, mă, dar să le, cum o să stai cu dintele la așa toată viața, în fine, nu mă interesează. Așa, fii atent, Alice, astăzi, nu știu, ai zis că ești fană nebună, da? Da, așa, bine, fană nebună, ok. Ai zis că ești o fană înrăită, înseamnă că, fii atentă, știi că am făcut eu cu dar să le videoclipul acela, încearcă să nu te sperii mai de mult? Păi da, știu, ce-i cu el? Acum, dar să le, a venit la mine de dimineață, m-a speriat și pe mine, să-i, mie mi-a făcut o farsă mult mai mare decât ți-a făcut ție, adică la mine a fost gândit. La tine a fost așa pe loc, în fine nu mă interesează asta, dar fii atentă ce a făcut Darusel. A venit așa, m-a speriat ochii și a zis: "Bă, Rafele, ai deja o viață pierdută și așa a zis și cu tine acum, adică noi avem o viață pierdută și el vrea să facem asta toată ziua." Să pierdută, mamă, bă, ce nasol. Da, stați așa, că am eu o veste și mai nasoală. Adică nasoală pentru mine și fericită pentru voi. Cum adică? Cum adică fericită pentru noi? Adică te muți de lângă noi? Nu, de fapt ascultă și o să vezi. Deci am vorbit iar cu proprietarul și a zis că dacă nu-i plătesc chiria mă dă afară și eu n-am niciun ban, așa că a zis că am 2 zile să plec de aici. Dar ghiciți care-i vestea frumoasă pentru voi. Mă mut iară cu voi. Ce? Nu! Ia banii și eu nu te mut acolo. Uite cine a făcut, mă, Alice, bă, și-a bătut joc de noi, practic, de tine, că eu nu m-am speriat, dar înțeleg, adică, n-am, în fine, dar, ok, asta înseamnă că și tu ai viață pierdută, dar înțeleg, acum, adică suntem toți la 2 vieți acum. Du-te, bă, de aici! Alice, fii atentă, am ajuns, mă, dar înțeleg, mă, ce faci, mă, acolo, dar înțeleg, că s-au sunet, dar ce faci, te joci cu mâinile alea, dar înțeleg, stai, mă, potului, dar înțeleg. Ușa, bă, cu ușa, mă, joc, ușa. Păi, lasă-o deschisă, nu, gata, deci fii atent, Alice, acum, hai să-ți fac o prezentare, să vezi cum a speriat pe mine, dar înțeleg, vezi tu sângele ăsta pe aici? Exact, uite-te puțin, vină puțin, mergem așa foarte, foarte frumos, deci fii atentă, în primul rând, hai să începem cu... Stai, nu mă murdăresc așa, că eu, da, ok, deci fii atentă, uite-te puțin, ce, dacă tu ai fi fost în locul meu aici și ai fi văzut asta și nu l-ai fi văzut pe Darusel prin casă, ce ai fi crezut dacă vezi mormântul ăsta și sângele pe aici? Aș fi crezut că o să locuiesc singură și m-aș fi bucurat, yay! Adică că ar fi urit Darusel, ok, bă, ce faci, mă, te-ai blocat în pânza lui Darusel, stai să scot asta, hai, bă, dă-te mai așa, așa, gata, vină după mine, fii atent, Alice. Acum, hai, ca să-ți arăt ce s-a... Dar, uite ce, da. Ce-a dat aici? Nu ne-a speriat. Gata, dar să le că n-ai speriat pe nimeni. Hai să trecem mai departe. Deci fii atentă, mi-a făcut asta, mi-a dat aici de astea, dar așa. Și eu practic ieșisem din cameră. Uite, mi-a pus aici, în fine, nu mă mai interesează asta, dar Alice, fii atentă. Acum, nu știu, ce părere ai tu așa, de ce farsă mi-a făcut Darusel? Mi se pare una corectă, având în vedere că uneori ești nesuferit nimic. Mersi, în fine. Alice, poți să pleci, Alice, chiar te invit să pleci de acasă, Da, wow, dar înțeleg, deci dar să stai puțin, te-ai speriat cumva, că am auzit așa un țipă, dar înțeleg, nu știu, adică, bă, bune, tu te-ai speriat, bă, gata, dar înțeleg, că nu ne sperii cu asta, încearcă, dar înțeleg, să ne facă niște chestii, dar, bă, dar înțeleg, fii atent, hai să-i facem ceva de genul, hai, bă, am eu idee de o farsă, să-i facem lui Alice, bă, bune, dar,
Alex, ce Alex, ce cauți la mine pe calculator? Uite, m-am băgat și aici, puțin. Bine, stai, trebuie să revin, vine Rafael, Rafael, stai, te rog să te duci la calculator și să-mi spui dacă mai ai vreun clip, cu tăcere. Atacerea, stai! Mama, bă, Rafael, bă, ce-a spus aia toate clipurile, bă, ți le-a șters, mamă! Alex, pe bune, adică ce mi-ai șters, că nu mi-ai șters nimic, hai, rămâi, joacă-te pe calculator, că nu mi-ai șters nimic, poți, te las, mă, Alex, te las, dar să le vină cam o idee, vină cam o idee, dar să le vină cam o idee. Gata, bă, dar să le fii atent ce o să facem, am o să te invizibilitate, îl ai și tu 100%, că tu l-ai mereu după tine și fii atent. Cum adică de unde l-am? Păi nu, eu l-am adus Darusele acasă, ai uitat? Am adus bă, Rafale, bă, da, ai adus cam multe, că am vreo 4 ăsta, am vreo 4. Da, ai vreo 4 Darusele, dar dacă mai țipi așa Darusele o să ne aud Alex și nu o să mai facem nimic. Deci fii atent, fii atent Darusele, deci știi că avem ăsta de invizibilitate, da? Putem să ne facem invizibil și fii atent, am eu o idee, știi că la noi, la mine acolo în cam... Nu, nu te faci acum Darusele, deci știi, fii atent, știi la mine în camera acolo când se află acel bol care tot sare așa în sus, mai știi? Da, de ce? Deci fii atent, cu bolul ăla Darusele, astăzi vreau să-i facem o farsă. Dacă Alex tot e la noi în cameră, vreau să-i facem o farsă ca și cum sunt fantome. Și anume, noi intrăm cu o să de invizibilitate, să o speriem, deschidem ușa și o să stăm acolo. După o să facem în așa fel încât să se sperie, o să facem pe acolo, o să dai tu de televizor și de toate alea. Și după trebuie să facem în așa fel încât să vadă bolul ăla care sare, pentru că acolo s-ar speria. Eu zic că prima oară să creadă că o să fim noi cu o să de invizibilitate, că dar fi credată că prea abuzez Darusele. Și dacă nu abuzai atât Darusele, poate puteai să ne sperii pe noi mai mult, dar în fine, nu mai contează asta. Deci ai înțeles ce aveam în plan? Da, doamna. Așa, doamna. Deci atent, Darusele. Acum hai să ne facem repede invizibil, pam pam pam, gata. Acum suntem invizibili, Darusele. Se vede pălăria, bă, Rafa. Se vede pălăria. Stai să scop pălăria. Gata, gata. Bine că mi-ai zis, bă, Darusele, că dacă nu rămâneam așa și aia. Deci fii atent, acum hai să mergem. Bă, eu nu te văd pe tine, Darusele, în fine, numai. Bă, Darusele, fii atent, pune, Darusele, vino repede, vino înapoi, vino înapoi, Darusele, vino înapoi. Deci fii atent. Puneți niște picioare așa ceva în picioare. Puneți ceva în picioare, Darusele, ca să te văd așa, că nu știu de asta seamă, nu cred că o să-și dea seama. Dar da. Deci Darusele a plecat. Așa, gata, gata. Fii atent, intră repede aici. Hai să vedem. Hai să vedem. Joacă-te cu astea, joacă-te cu astea pe aici, dar să le dai cu tele... Dă-i cu ușa, eu dau cu tele... Bă, ce deschis mă ușa? Cineva? Bă, ce se întâmplă, bă? Au, bă, ce se întâmplă? Cine m-a lovit? Bă, dar să le ieși și arăt tu cu invizibilitatea ta. Mamă, bă, dar să le ce amuzant ești. Știu că ești tu, mă, nu poți să mă sperii chiar așa de ușor. Ha, bă, nu te mai preface, ești odată cu aia de invizibilitate. Dar Rusel, alo? Haide, că nu mă sperii, mă, pe mine așa ușor. Mamă, deci am observat că Alex deja nu s-a speriat. Alex nu s-a speriat. Nici eu nu pot, n-am cum să vorbesc pentru că altfel m-ar auzi. Deci acolo trebuie să vorbească numai ea. Trebuie să o sperem într-un fel, dar trebuie să vadă ea bolul ăla, mă. Nu știu ce să facem, că mă duc acum repede să vedem dacă într-un final o să vadă. Mă, stai că stau pe aici ușor ușor și să dau eu ceva pe aici. Nu știu, ia să dau dă. Bă, Alice, bă, dar Rafael nu e bă, Alice, l-am pierdut pe Rafael. Unde e, bă, 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 ce se întâmplă, bă, bă, ce e cu bolul ăla? Bă, Darusel, Darusel, se mișcă ăsta, Alice. Ce e cu bolul ăla, Darusel? Nu știu, bă, Rafael, ăsta, Alice, e teamnă sa, pa, pa. Bă, dar mi-e frică. Pa, pa. Mamă, deci Alice s-a speriat, mamă, s-a speriat, Alice, Alice, ce faci, Alice, Alice, te-ai speriat, Alice, ce-ai făcut, te-ai speriat, cum, Darusel, ai auzit că s-a speriat, da? Bă, era ușor de față. Alice, ai pierdut mai o viață, mai o viață, acum nu ne interesează, Alice, ai pierdut mai o singură viață. Râdeți voi, da? Râdeți voi, Rafaele. Alice, nici măcar nu te auzi, pă bune, adică râdeți voi, da, ce? Bă, Rafaele, râzi tu acum cât râzi, dar ia să te duci sus, că chiar mai e nervoa și ți-am șters toate clipurile. Ia să te duci, hai, te rog. Mă, stai, cum adică mi-ai șters? Bă, cum mi-ai șters, mă, toate clipurile, bă, Alice, deci dacă mi-ai făcut așa ceva... Rafael, hai, te-ai șters și toate live-urile cu Stumble Guys. L-ai șters, bă, Rafael, uite-te că l-ai șters, bă. Cum l-ai șters, mă, Alex, îți bași joc? Pe mi-ai închis calculatorul acum, ce mai fac? Alex, spune-mi, te rog, că n-ai făcut. Alex, spune-mi, te rog, că n-ai făcut asta. Că dacă ai făcut asta, te muți din oraș. Dar, Alex, dacă ai făcut asta. Auzi, Rafael, cumva te-ai speriat? Cumva te-ai speriat? Da, bă, Rafael, te-ai speriat? Hai, mă, bine, gata, gata, m-am speriat, mai am și o viață, bravo, mă, a fost bună asta, ce-i drept a fost bună, practic prima oară când mi-ai spus, da, acum, a fost bună, ok, a fost bună, în fine, nu mă interesează, bă, dar, asta înseamnă că eu cu Alex mai avem o singură viață, dar Rusel are două vieți, Alex. Da.
Asta înseamnă că ori trebuie să le eliminăm noi pe Dark Side, sau trebuie ca unul dintre noi să fie eliminat mai repede, dar nu vă mai zic nimic. Eu am plecat, pa. Mamă, deci nu-mi vine să cred, deci am rămas cu o singură viață, mamă, deci nu știu ce să fac acum. Ales, ce cauți așa după mine? Unde vii? Bă, Rafael, fii atent că am o idee cum să-l sperem pe Darusel, să fim toți egali. Cum adică? Ce idee? Uite-l puțin pe Darusel, adică e pe aici, te aude. Nu, stai liniștit. Mai ții minte că am fost atunci până jos când m-ați speriat, da? Așa. Ia uite ce-am luat. E fura burgerii? Da. Darusel, Alice ți-a furat burgerii. Darusel, știu că ești pe aici pe lângă noi. Te-am auzit, Darusel, te-am văzut, Darusel. Darusel, uite că ești fix acolo, Darusel. Alice, dacă nu-mi dai burgeri înapoi, Alice, dacă nu-mi dai burgeri înapoi. Păi uite ce am aici, Darusel. Nu-mi dai burgeri înapoi. Dacă nu-mi dai burgeri înapoi, las că vezi tu, Alice, las că vezi tu. Alice, eu zic să-i dai. Alice, dai burgeri, Alice, dai burgeri. Așa. Stai puțin, ți-i dau ție, Darusel, ți-i dau ție. Bă, dar fii atent, Darusel, hai că ți-i pun eu direct acolo în frigider, bă, Darusel, fii atent. Bă, Darusel, tu nu mai ai niciun burger, adică ăsta era singurul burger pe care îl mai aveai? Bă, care mi-a furat burgerii, bă, ia zi! Nu știu să zice, dacă nu-mi dați burgerii, vă mor pe amândoi, ați înțeles? Stai singurul! Da burgerii, acum! Bă, Darusel, n-am furat nimic! Darusel, de ce zici așa la noi? Bă, sunt nervos, bă, dați burgerii acum, că sunt nervos! Darusel, stai puțin, te-ai speriat cumva? Nu, bă, dar sunt nervos, o să vă dau 5 secunde! Dacă nu-mi dați burgerii, vă mor pe toți! Nu sunt la mine burgerii, Darusel, vezi că poate ai pe aici, Darusel, poate mai pe aici, bă, poate mai pe aici, prin ăștia, Darusel, uite-te, ce, uite că ai, gata, pune-i înapoi acolo. Păi dacă tu îi lași pe acolo, Darusel, îi bagi pe unde apuci, că îți pui ăsta full și după, în fine, Alice, stai puțin, Alice, ce părere ai, s-a speriat sau nu s-a speriat? Păi eu sunt de părere că s-a cam speriat, așa, nu știu. Unde m-a speriat, bă, că-s nervos, asta este nervos și asta este sperare și eu sunt nervos. Și dacă eu mai las burgerii, vă mor pe amândoi, ați înțeles? Dar să și cum te sperii tu, cum te sperii, arată-ne și nouă cum te sperii. Nu, lasă, păi nu, stai puțin, ai spus mai devreme, ăsta e genul că ești nervos și ăsta e că ești speriat, dar nu ne-ai arătat, ne-ai arătat doar nervos, cum ești speriat, cum ești. Păi speriat este când țip și mă sperii și fug și acum n-am fugit, acum vreau să vă atac, așa că dacă îmi frage, vă atac, ce mă gata, stai și în gură, Rafael. Dar Răsel, uite-te, Răsel, ți-a furat calculatorul, uite-te puțin. Răsel, Rafael, am o surpriză pentru voi, vreau să-ți spun că te jucai prea mult cu Ion, așa că i-am dat bloc. Ce? Darusel, avem și noi o problemă, pe bune, adică știm că iar stai cu invizibilitate și toate astea, Darusel, dar vreau să spunem ceva, avem ceva să spunem, Darusel, e foarte important. Darusel, uite pizza, dacă te arăt să-ți dau pizza, vino în coa. Nu, fii atentă, hai să facem în altfel, Alice, trebuie să-i furi, să-i luăm noi burgerii, să-i aruncăm la gunoi mai bine, adică așa poate se arată și el aici acolo. Da, uite, am luat, ce frumos sunt. Pe bune, adică pe bune, ia uite. Deci bună ziua, vreau să vă reșiți pentru că furați burgerii, vă rog să veniți cu mine. Veniți după mine, hai după mine, doamna. Bă, gata, bă, Darusel, fii atent, Darusel, tu te-ai speriat, mai hai, avem. Urcă, hai, urcă. Nu, că n-ai cu cine să înțelegi. Bă, Darusel, hai că urc eu. Bravo, Alice. Darusel, stai puțin, Darusel, uite-te, bă. Bă, Darusel, fii atent, tu te-ai speriat, mai ai o viață, mai avem toți câte o viață, Darusel. Cum să te sperii, mă, halul ăsta, bă, Darusel, că nu mai pot, bă, Darusel, cum să te urci, bă, cu scaunul pe masă și să pici așa în pânzele alea de la ai pus tu de pe anjun, Darusel, chiar așa de rău te-ai speriat pentru că i-a dat bloc lui Ion. Păi da, bă, Rafa, dar mă doare inima, bă, Rafa, chiar mă doare inima prea rău, bă, nu mă la doctor, bă, nu mai pot, mă doare inima prea rău. Stai puțin, Darusel, vorbește mai, Alice, stai puțin, că vrea să vorbească Darusel ceva cu mine. Bă, Darusel, spune că te ajut, ce vrei să vrei să faci? Păi, fii atent, bă, Rafa, vreau să zic că mă doare inima, că m-ai speriat și o să mergem la doctor și doctorul o să zic că sunt pe cale de moarte, ok? Bă, Darusel, dar tu chiar ești pe cale de moarte, că parcă vorbești așa, Darusel, deci tu, stai mă, tu ai spus că vrei să ne
ducem acum la doctor ca să îi facem o farsă lui Alice, ca și cum că te doare inima și că ești pe cale de moarte. Da, bă, hai. Hai să mergem. Alice. Alice, du-te puțin până acasă, o să venim noi la tine pentru că Darius l-a păstit ceva. O să te aducem după. Darius l-a păstit ceva, ok? Bă, la tine acasă, Alice, nu la noi. Da, bine. Veniți voi să mă luați. Bine, lasă, fii atent, hai să mergem acum, trebuie să vorbim cu doctorul Darasile. Bă, deci fii atent, dacă asta merge, Darasile, știi ce înseamnă asta? Ce? Dacă Alice să se sperie, înseamnă că o să piardă, pentru că este ultima viață pe care ea o are. Bine, este ultima viață la fiecare și trebuie să avem grijă de ea. Acum, Darasile, dacă se sperie, s-a terminat tot și am câștigat noi amândoi, practic, și cum ar veni, Alice, bă, trebuie să-i dăm o pedeapsă, ce pedeapsă-i dăm? Eu zic să faceți ăla cu la parcul de distracții, bă, s-o dăm în apă. Păi, dar să le, nu mai știi că nu mai e scaunul? Păi eu aruncăm noi în apă, zicem că acolo este foarte frumos și o împingem noi, ok, hai. Da, aproape că am înțeles tot din ce a zis, dar să-i scrieți acolo în comentarii dacă ați înțeles ce a spus, în fine. Hai bă, dar să le, acum să mergem neapărat, trebuie să mergem aici la doctor să vorbim, dar să le, dacă o să meargă, bă, sper să sperăm că o să fie de acord, doctore, pentru că au mai fost de acord bine cu tine atunci data trecută când mi-ai mai făcut mie un prank, dar în fine, hai să mergem acum să vedem aici. Uite că e cineva la rând, Darius. Hai, bună ziua, putem să stăm noi în față? Ok. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Fiți atenți, știți că, adică ne cunoașteți, spune că suntem vecini de aici, din apropiere. Și băiatul acesta, astăzi, ca să vă spun, știți că a fost Halloween-ul ieri, cum ar veni? Și astăzi vreau să facem continuarea. Și, Darius, poți să spui tu? Vreau să sperii pe o prietena de-a mea, că zice că mă doare inima, că m-a speriat odată, m-a speriat. Și n-a, dacă tot m-a speriat, așa, gata, Darius, că văd că încep să răcești, nu știu ce ai tu, Darius, scui pe aici oamenii, în fine. Deci, fii atentă. Vreau să vă spunem așa, astăzi vreau să ne ajutați, dacă puteți să ne ajutați cu efectuarea unui prank. Și anume, vrem să-i spunem ca și cum că băiatul acesta, Darusel, că este pe moarte unei prietene de-a noastre, să o chemăm aici la spital, o chem eu și Darusel o să fie acolo la doctor dacă aveți loc sau ceva de genul, că chiar ne-ar ajuta, sincer. Da, vă pot ajuta să vorbesc cu doctorul despre asta? Perfect, Darusel, uite, ne ajută, vă mulțumim, deci, dar să nu spuneți nimic, ok, adică dacă altfel nu ne-ați ajutat, vă mulțumim, hai să mergem, putem să mergem acum? Da, vă pot ajuta să vorbesc cu doctorul despre asta, duceți-vă chiar acum, ok. Bă, chiar crezi că e o idee bună să facem asta? Da, hai! Bună ziua, doctor! Ce faci, băiatul, bă? Bă, de când nu l-am mai văzut nici fiantele, doctor, vreau să fac o farsă lui prietena mea. Stai puțin, Darusel, stai puțin, că a vorbit deja, stai puțin. Bună ziua, am înțeles că doriți să-i faceți o farsă prietenei voastre. Ei bine, aveți noroc, fiindcă nu avem pacienți astăzi și vă putem ajuta. Ce doriți să fac mai exact? Darusel, spui tu, să spun eu. Tu zici. Ok, Darusel, nu mai fi așa entuziasmat, Darusel, am înțeles că o să sperii și pe asta și cred că o să fie ultima, Darusel, dar nu mai fi așa entuziasmat. Deci, ce mă? Bă, ce? Alu, nina, alu! Și a revenit la normal. Ce s-a întâmplat, mă, Darusel? Bă, nu știu, bă, Rafaele. În fine, cred că da, v-ați costumat de Halloween. Da, am înțeles, și dumneavoastră știți de Halloween, dar acum reveniți înapoi, stați normal costumat pentru ca să fie cât mai reală. Acum e mult mai perfect, e mult mai perfect că v-ați spus astea ca și cum să pară că Darusel chiar are ceva, ok. Ca să vă spunem în felul următor, Darusel, pune-te tu deja de pe patul de spital. Bun, deci domnul doctor, astăzi vreau să vă facem în felul următor. Vreau să vă spunem că Darusel o să fie răcit, o să fie bolnav și o să fie pe cale de moarte. Ăsta este prank-ul pe care vrem să-l facem lui Alice, fana nebuna noastră, este o prietenă de-a noastră care stă aici lângă noi. Eu să vin cu ea și vreau să-i spuneți dumneavoastră, vreau să-i spuneți că chiar așa este, dar să este pe moarte și nu mai are mult de trăit și na, să și-a rămas bun de la el. Practic, din păcate, dar să el o să moare. Bine, nu mor, dar ai înțeles ideea. Ok. Gata, am ajuns acasă și acum chiar sunt curios cum o să decurgă, dacă o să meargă planul ăsta lui Darusel. Măi, e o idee chiar genială, sincer, să facă treaba asta, nu știu cum s-a gândit, dar hai să mergem acum, bă, dar ce cauți aici, Alice? Bă, Rafaele, cum adică ce caut aici? Mi-a zis să vă aștept. Păi da, tu de unde ai făcut rost de scaunul ăsta? Adică, pe bune, mă aștepți aici, în fața ușii? Păi e bine că mă aștepți în fața ușii și n-ai făcut nimic altceva, dar de unde e scaunul ăsta? Cum adică, ți-am luat cardul și am mers și mi-am cumpărat un scaun. Da, mi-ai luat cardul, bravo, Alice, ai cumpărat, da, ok, deci, bă, Alice, stai puțin, că nu mai e de glumit, bă, dă-te jos, că trebuie să mergem neapărat la spital. Fii atent, Alice, că nu se poate așa ceva. Vino repede, coboară jos, Alice, repede. Bine, gata, hai, ce? Am zis că trebuie să mergem la spital, nu poți să-ți dai seama ce s-a întâmplat? Pe ce s-a întâmplat, bă, cine? Și-a rupt degetul, ce-a făcut? Nu, dar acum fii atent, stai puțin, ai, nu, Alice, de fapt, lasă, vezi acolo mai bine, vezi acolo ce s-a întâmplat cu Darusel. Acum mergem aici frumos la el în cameră să vedem ce face. Vino, bă, pai, ok, bine, s-a dus pe acolo, ok, Darusel. Darusel,
spune, mă, ce ai făcut? Dar Sel, îi spui tu sau îi spune doctorul? Bă, Rafale, nu mi-a pus, bă, Rafale, mereu, să zici tu, ok? Eu mă duc până la baie să vomit. Ok, Alice, tu vezi cât doare, adică tu nu vezi cum vorbește, cât de supărat e, cât nu mai poate, tu nu vezi, adică să o ce și la baie să vomite. Tu chiar nu știi ce s-a întâmplat? Burtă, m-a stricat la burtă sau ce-au făcut, mă? Era bine dacă era asta, dar stai puțin, hai să spună doctorul, Alice, fii atentă. Bună ziua, domnișoară, din păcate venim cu vești proaste. Prietenul tău doar să este pe cale de moarte, mi s-a spus că a fost speriat foarte rău de tine în această seară. Ce părere ai tu, Alice, că tu l-ai speriat? Bă, hai, nu încerca. Dar Sel, ce ai pățit? Alice? Bă, m-a vomitat, bă, mi-e rău, bă, Rafa, nu mai, bă, m-am uitat în oglindă, tot verde. Pune, dar să-l ia loc, dar să-l ia loc, stai aici, dar să-l ia loc, ușor, așa, gata. Mă, Alice, ce, uite ce ai făcut, dar să-l ție, gata, nu mai plânge, dar să-l nu mai plânge, stai cu minte acolo, Alice, uite ce ai făcut, dar să-l. Da, nu, bă, Rafaele, nu, că n-are, hai să vedem ce zici doctorul mai departe. Cum adică, cum Alice, tu l-ai speriat, așa, în fine, deci fii atentă. Singurul ajutor este să-i donezi inima ta chiar lui, dar din păcate tu vei muri, dar altfel, dacă nu faci asta, Alice, vei fi trimisă la închisoare toată viața, este alegerea ta. Dar nu, că n-are, domnul, pot să le iau puțin pe prietenul meu, vă rog, că, da, haideți. Cum să-l, pe mine, ce zi, Alice. Da, sigur s-a întâmplat toate astea. Păi, tu nu vezi cum arată, tu n-ai văzut cum s-a făcut și la față, Alice, cum adică sigur s-au întâmplat toate astea, normal că s-a întâmplat așa. Sper că mai bine mă speriați decât să se întâmple astea. Mă, Alice, normal că te speriem, pentru că dacă te speriem, Alice, adică tu nu, bă, Alice, normal că te sperii, ce-i vrea să faci în asta, să râzi, dar să-l, ce cauți aici? Bă, nu mi-a pus ceva, bă, Rafa, m-am dus. Alice? Dar de ce eu, bă, de ce eu, fix eu din toți, de ce nu tu, de ce eu? Păi tu l-ai speriat, Alice, eu l-am speriat tare, pă, Darusel, nici măcar nu cred că l-am speriat pe Darusel, tu i-ai făcut numai prank-uri și mie jelul, Darusel, i-ai făcut atâtea prank-uri, Alice, să ți se pare normal ce ai făcut? Păi nu, dar nu, gata, eu plec de aici, că nu... Te speriat! Alice, ce faci, Alice, te-ai speriat cumva, ai pierdut ultima ta viață, ăsta e Darusel. Și noi te-am speriat, am făcut o farsă, nu, n-a fost nimic adevărat. Am vorbit cu doctorii aici și tu te-ai speriat. Asta înseamnă că tu ai pierdut, nu? Da, bine. Bă, măcar nu e adevărat ceea ce e, a zis doctorul acolo. Da, Darusel, ia uite ce am aici. Ok, fii atent, așa. No, Bine, dar să le, tu ești singur câștigător. Ai, papa. Mamă, deci chiar nu știu cum am putut să adorm după ce s-a întâmplat aseară, că am povestit cu Darusel o grămadă de povești horror, bine, o grămadă. Am povestit câte una de fiecare, n-a fost foarte, foarte wow, doar ambientul, așa cum era afară acolo, că era întuneric, a fost cam scary puțin și chiar nu știu cum am adormit, dar acum vreau să-i mai fac încă o chestie, să fim tot așa într-un horror. Vreau să fac încearcă să nu te sperii cu Darusel și chiar vreau să mă duc acum la el și o să-l sperii chiar dacă acum, eu o să-l sperii chiar dacă, chiar dacă n-a început jocul n-a început, dar hai să văd ce face Darusel totuși, că sper că s-o fi trezit și el, dacă o fi dormit, că nu știu dacă a dormit, dar hai să vedem, uite-mă așa ușor. Asta e tot, bă, călcător. Mamă, știi. Bravo, Ioane. Mamă, stai să speri direct acum. Ce ai, mă, dă țipi așa, dar așa. Te-ai speriat, mă? De ce te-ai speriat? Mă-mi bat inima, bă, și are simțit, bă, cum să mă speri așa de rău, bă, Rafaele? Bă, dar, bă, stai puțin, dar să tu chiar așa de rău te speri? Da, bă, mi-e ce, bă, dar să eu chiar, știi ce vreau eu să-ți fac acum, dar să deci dacă tu te speri, bă, dar să eu vreau să-ți vin aici la tine, în fine, fii, bă, tu chiar te-ai speriat, pe bune, la modul mai serios? Da, mă-mi bat inima, stai. Bă, nu mai mânca, bă, lasă că dai cu burger și strici, bă, fii atent, Darusel. Astăzi vreau să facem încearcă să nu te sperii cu 3 vieți, Darusel, dar văd că te sperii prea ușor, Darusel. Ce încearcă cu tine? Păi, văd că te sperii. Bă, Darusel, dar stai puțin, tu ai dormit aseară după poveștile alea horror? Nu, de ce? Cum n-ai dormit? Și acum ce ai făcut? Ai stat pe calculator, ce ai făcut? M-am jucat Fortnite, am făcut rank acolo. Bă, Rafael, acum sunt, eu sunt diamond în rank pe Fortnite. Ce diamond, mă? Ce diamond în rank pe Fortnite? Bă, Darusel, nici nu există așa ceva. În fine, nu mă interesează, Darusel, dar astăzi fii atent, Darusel. Vrei să participi la următorul challenge, încearcă să nu te sperii? Da, și eu nu să mă sperii pentru că eu da, clar, chiar. Da, chiar nu o să te sperii, că nu te-ai speriat cum ar veni mai devreme, chiar nu te-ai speriat, sincer, Darusel. Bă, Darusel, deci fii atent, o să avem câte 3 vieți de fiecare, Darusel. Dacă te sperii odată, îți scade o viață și dacă ajungi la 3 vieți, Darusel, pa, ai murit și ai pierdut, Darusel, și trebuie să-mi dai 100 de lei pentru că așa constă challenge, Darusel, pentru că ești foarte slab. Bă, ce? Bă, cum adică, bă, Rafael, nu mai ce să vorbești, cum adică primul care ajungi la
la 3 vieți pierde. Păi, dar Rusule, da, păi da, dar Rusule, tu uite-te, ai 3 vieți, da? Ajungi în, o pierzi o viață, pierzi încă una, pierzi încă una și gata, dar Rusule, ai murit, poate ai dus, ai pierdut deja. Dar Rusule, cred că o să fie, cred că o să fie foarte ușor, dar Rusule, în câteva minute o să te, în câteva secunde. Bă, ce, bă, ce, bă, ce, bă, bă, încă n-a început, dar nici nu mai spera, dar Rusule, dacă tu asta crezi că o să fie, spere. Bă, dar Rusule, eu zic că o să câștig. Bă, ce ți-ai pus, mă, iar spui asta pe tine, dar Rusule, nu mai speri cu astea, gata, gata. Îți ajunge, gata, nu te, nu mai speri. Hai, du-te atingi acolo, dar Rusule, gândește-te la niște chestii foarte, foarte bune, dar Rusule, pentru că începe challenge-ul de acum, o să zic start challenge și chiar sunt curios. Hai să mă gândesc și eu acum, chiar nu știu ce o să-i fac lui Rusule, dar nu, 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 fiți atenți că m-am pregătit eu, nu că nu știu, m-am pregătit, eu mă duc eu acum afară să văd ce facem ăsta. Bă, dar Rusule, ce faci, mă? Ce faci, mă, aici? Bă, ce faci, mă? O că nu mai speri. Bă, ce faci, mă, că te-am văzut că era aici, dacă ai închis ușile, dar Rusule. Bă, dar Rusule, tu nu știi să te joci, mă, dar Rusule, știi cum se joacă jocul ăsta măcar? Nu. Păi, exact, bine, dar Rusule, în față. Fii atent, dar Rusule, du-te pe calculator, du-te pe, fii atent, du-te pe calculator, dă-și tu acolo un search, măcar să ai un avantaj mai mic. Caută și tu cum să faci chestiile alea, dar Rusule. Hai, du-te, pa, 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 dar Rusule. Pa, 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 pa. Ok, acum începe partea cea mai interesantă, o să înceapă challenge-ul în care eu i-am pregătit aici, nu știu unde le-am pus creva, cred că undeva pe aici, da, vedeți. Am aici un șarpe, ce am aici, un pumpkin pe care o să-l pun eu direct pe cap. Uitați, îl pun direct acum pe capul meu și cam așa arată și eu vreau să-l sperie, chiar sunt curios dacă se sperie, sper să se sperie ca să piardă din prima viață la prima chestie. Și mai am aici un șarpe care este un șarpe de jucărie, asta să dau asta jos ca să văd și eu bine cum trebuie, că nu prea văd sincer. Am aici un șarpe care este un șarpe de jucărie, dar nu vreau să-l pun pe aici. Mă, ce face mă ăla? Bă, ăsta vrea, bă, ăsta mă ascult. Bă, bă, dar se el, dar se el. Stai să fac, să fac. Frate. Bă, ce faci, mă, da, bă, da, bă, dar Rusule, n-ai fost mai devreme cumva afară, că așa am văzut, te-am văzut pe tine. Nu, bă, las-mă, bă, bagi, bă, hai, bine că te las, bă, mamă, bă, pleacă, hai, du-te de aici. Sper că nu auzi, dar Rusule, ce vreau să-i fac eu, că dacă a auzit e groază, adică nu, nu, chiar nu vreau să fie auzit, sincer. Dar, cum am zis, ăsta o să-l pun ceva mai târziu șarpele, dar acum vreau să mă duc cu ăsta pe cap la el direct, chiar vreau să-l sperii din prima și cu șarpele o să mergem noi undeva, așa, o să, cred că o să-l duc într-o pădure și o să-l duc și seara într-o pădure, chiar sunt curios cum o să reacționeze el seara în pădure și hai să vedem, nu mai stau la discuții, primele lucruri deja le am. Hai să-mi pun eu repede acum ăsta pe cap și vreau să-l sperii eu acum pe Rusule. Ia să mă... Bă, du-te, bă, de aici, bă, lasă-mă, 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 că mă și enervez, bă, mă, deja am pierdut o viață, bă, nu-i corect, bă, bă, era rândul meu, mă, nu era rândul tău, de ce m-ai speriat tu, hai, mă, du-te, bă, dar de ce, cum, bă, dar, să, tu erai aici și mă ascultai, nu? Bă, da, dar da, ce-ai zis, mă, ce-ai zis, mă, că când am auzit corect, ai scai ceva și că mă duci undeva, unde mă duci? Nu, 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 dar să le am zis că o să mergem noi într-un camping, într-o vacanță, dar să le-ai uitat că ți-am zis eu cu o săptămână că mergem într-o vacanță în camping. Asta le-am spus la oameni, dar să le, și da, deci fii atent, dar să le, ai, gata, am pierdut o viață, ce să mai tu ai trei vieți. Am două vieți. Ce mă, ce, ce? Bă, ceva, mă, te-ai speriat, bă, te-ai speriat cumva? Te-ai speriat cumva? Nu, am spus, Rafale, ce ești, ce ești? Păi, bă, păi, da, te-ai speriat, dar Rusule, tu nu vezi că nu mai știi să mai vorbești, te-ai speriat, gata, ai pierdut și tu o viață, nu mă interesează, gata. Suntem la vieți egale, mai avem două vieți de fiecare, bă, ce, ce, ce? Lasă-mă, bă, îmi pace, bă, că eu am zis ca să prind cu ei, eu, dar... Păi da, și te-ai speriat singur, dar Rusule, deci te, bă, bă, dar Rusule, tu te sperii singur, bă, dar Rusule, mai avem ce, ce? Bă, ce fai, bă, lasă-mă, lasă mașina, bă, bă, lasă mașina, bă, lasă-o mașina, bă, dar Rusule, bă, ești nesimțit? Ce, ce faci, ce faci? Te-ai speriat! Nu mă, spui, cum să mă sperii, mă, eu am țipat la tine ca să lași mașina, dar Rusule, lasă, ce faci? Bă, lasă, bă, 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 unde te duci? Bă, lasă, 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 bă, lasă, 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 bă, dar Rusule, lasă-o mașina, bă, 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 lasă mașina, băi, băi, ne... A, ce-i strica, mă, bă, dar Rusule, ai, bă, că nu știi, hai că te las pe aici, dar Rusule, pa, du-te, rămâi acolo, dar Rusule, că ești foarte slab. Bă, deci, mă, și enervează, dar Rusule, chiar nu știu, sincer, avem câte o viață pierdută fiecare. Ceea ce e bine că acum suntem la egalitate, că a pierdut și el singur așa prost, dar revenim când o să-i fac eu chestiile mai mișto și ce facem ăsta aici? Bă, 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 lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă. Bă, ți-am zis să mă lași, nu m-am speriat, dar Rusule, am zis ca să nu mă omori, ești nesimțit? Cum adică? Nu m-am speriat. Ce? Păi da, bă, lasă-mă în pace, așa am făcut. Bă, dar Rusule, fii atent, acum vreau să mergem în oraș, dar Rusule, hai cu mine cu mașina, că vreau să te duc într-un loc foarte tare unde o să-ți placă 100%, dar Rusule, și ghicește și tu, ia ghicește, unde vreau să te duc eu, ia ghicește. Nu, bă, am zis în oraș, nu la diner, dar Rusule, te duc în oraș. Bă, ce ți-ai pus, mă, aia? Ce ți-ai pus? Ia să mă uit așa. Au, ce mai speria, dar Rusule. Bă, dar Rusule, bă, gata cu aia, că nu mă mai speri, dar Rusule, nu mă mai speri. Gata cu aia, dar Rusule, te duc, te duc, știu unde te duc? Ia ghicește. Nu te duc la diner, că te duc în oraș. Unde te duc? Eu la burgerie, la unde vândea burgerii. Nu, la bă, lasă-mă mâncarea, băi, bă, lasă-mă burgeria, dar Rusule, că poate îți dau interdicție de tot la fiecare magazin, să nu te la restaurant, să nu nici la magazin, la tot, să nu-ți mai dea burger, dar Rusule. Deci mai ce la mine mână? Ce mână? Ce mână? Ia. Și
ce faci cu aia? Ce faci? Și tu nu vezi că nici nu poți să o dai în mine, bă, Darusile? Fii atent, Darusile. Unde vreau să te duc eu acum, Darusile? Vreau să te duc într-un loc. La unde mai dus? Nu la mol, bă, vino înapoi, bă, vino înapoi, vino înapoi, da peste tine. Vino mai aici, că n-avem voie cu mașina mol, bă. Doamne. Darusile, aproape mă ajungi și ia ghicește tu zona asta. Unde crezi că mergem noi aici, Darusile? Unde mergem? Hai, Rafale, mai mergi, stai. Gata, aici. De ce să nu mă opresc, mă, Darusile? Ți-e frică? Ce? Ia, fii atent, Darusile. Unde vreau să te duc, Darusile? Bă, stai puțin, vino aici, bă, nu da la ăla, gata, fii atent, Darusile. Vreau acum, Darusile, fii atent, Darusile, numai dacă nu ești tu forțos. Pune-te aici, Darusile, că vreau să te pun la un test, Darusile. Vreau să spun niște întrebări, Darusile, și vreau să te supun unui test, Darusile. Stai puțin că trebuie să mă duc să iau arcul și alea de aici. Da, bună ziua, vrem și noi un arc de aici. Vreau un arc și mai vreau niște săgeți, dar desigur. Eu vreau să-l speri și puteți să mă ajutați ceva să-l speri și eu pe băiatul ăla de acolo. Că uitați-vă la el cât de fraier. Adică nu, lasă că n-am nevoie de ajutor, că oricum să sperie el singur. Da, bun, vă mulțumesc. Acum hai să mă duc acum. Bă, Darusele, fii atent că am venit acum, hai să zic eu să-ți fac, Darusele. Bă, ce fac? Bă, ce caut? Bă, prostule. Bă, ești prostul. Nu m-am speriat. La ce m-am speriat? Am zis, bă, nu m-am, cum m-am speriat? Bă, Darusele, nu m-am speriat. Cum să mă sperii? Am zis, bă, ai grijă, Darusele, că ce? Bă, Darusele, tu, Darusele, tu stai puțin. Ce? Bă, nu, stai puțin, nu mai am niciova. Am două vieți, Darusele, tu stai puțin. Tu vrei să ți distrugi viața, gen la bun modul cel mai serios, gen viața, nu viețile astea la joc, viața la propriu, Darusele, că tu stai de acolo de sus să-ți rupi picioarele, mă, Darusele, deci fii atent, Darusele. Am niște întrebări pentru tine, Darusele. Te supun unui test, Darusele. Să dau aici prima oară, vreau să dau așa din prima acolo, Darusele. Vreau să ți dau una la că vreau să pici în apă, de fapt nu să pici în apă, pentru că bă, dar nu merge, mă, Darusele. Ia. Bă, ce are mă la, bă. Darusele, cred că n-au dat drumul. Stai să dau în partea aia. Merge. Bă, nu mai merge. Bă, ce e, mă? Mamă, du-te mă de aici că deja mai nervezi. Ce? Ai țipat cumva? Ai țipat cumva ceva? Ai țipat cumva, Darusele? Am zis, băi, ne simțim. Bă, ce schimbă fac, mă? Ia, ce fac? Bă, nu, gata, nu mai da. Bă, Darusele, văd că te ții bine. Nu te-ai speriat tu, Darusele, dar lasă că o să te sperii tu, Darusele, și o să pierzi tot challenge-ul ăsta, Darusele, pentru că tu n-ai cum să câștigi. Ia, uite-te puțin la mine, Darusele. Bă, mă, cât de urât ești, Darusele, mai și speriat, Darusele. Nu mai speriat. Te-ai speriat? Păi vezi că ești urât, bine că ai zis, Darusele. Avea bine că ai zis, te-ai făcut singur. Bravo, mă, Darusele, bine că ai recunoscut. Gata, asta am vrut să zic. Fii atent, Darusele. Nu la mol, Darusele. Știi unde vreau să mergem astăzi, Darusele? Fii atent, vreau să spun ceva, Darusele. Pentru că astăzi a început școala și te duc la școală, Darusele. Te duc la școală aici. Ce? Nu vrei la școală? Vino, hai la școală, vino la școală, Darusele. Ce faci, mă? Darusele, ia vino, hai să mergem la școală, Darusele, că e prima alta zi de școală, Darusele. Îți place la școală? Da, îmi place foarte mult. Darusele, stai puțin, ești cumva speriat că ai venit la școală? Nu, deloc. Dar de ce nu mai vorbești, Darusele? Nu mai știi să mai vorbești, Darusele? Ia zi, mă, ești cumva speriat? Ia că bagi burger acum să treacă, nu? Bă, lasă ăla. Bă, Darusele, ce? Darusele, hai să mergem acum la tine la școală, Darusele. Ia te, Darusele. Ce, bă, Darusele, gata, știu că te-ai speriat, Darusele, gata, ai pierdut încă o viață, mai ai o viață, nu mă interesează, ai pierdut. Darusele, știu că te-ai speriat. Hai că te-ai speriat. Darusele, înseamnă să faci ceva. Și eu n-am făcut și ce trebuie să faci. Păi ce, așa că eu n-am pierdut nimica. Bine, hai. Nu, fii atent. Bă, lasă-mă pe mine să conduc, Darusele. Lasă-mă pe mine. Bă, unde pleci, mă? Bă, Darusele, eu totuși cred că te-ai speriat, dar hai, lasă așa, Darusele, pentru că zici tu că nu te-ai speriat, în fine. Eu zic că te-ai speriat, da, Darusele, pentru că oricum tu te sperii foarte ușor, Darusele. Îți las viața și o să te bat oricum ar fi, Darusele, chiar de nu contează asta. Bă, Darusele, dar fii atent ce mi s-a întâmplat, bă, mie, Darusele. Mi s-a întâmplat ceva foarte rău, Darusele, bă, Darusele, cred că mai bine, Darusele, nici nu mai are rost să mai trăim, Darusele, cred că hai să mergem și ne arăt. Stai, la, fii atent unde te duc, Darusele, fii atent. Vezi aici în față că e apă, Darusele, mergem direct în față, Darusele, că nu mai are rost, Darusele, nu mai are rost, bă, Darusele, nu mai are rost, nu mai are rost, Darusele. Ce, te-ai speriat, ce mai au te-ai speriat, bă, te-ai speriat, mă? Nu, dă-te și mor! Doamne, bă, Darusele, mă, și enervezi, bă. Mamă, am rămas pe aici. Bă, Darusele, ne simți de ce mai aruncat în apă? Dar stai puțin, Darusele, fii atent, stai puțin, că eu am observat ceva la tine, Darusele, când am zis că ne aruncăm în apă și era să cătem în apă, Darusele, cu mașina. Ai început să urle, Darusele, nu se pune că ar țipat ca că te-ai speriat, Darusele, nu te-ai speriat cumva, cumva te-ai speriat? Păi bine că ai zis, ce? Ce? Da, și tu țipa când te-am aruncat și tu ai pierdut, hai să mergem, hai. Când am țipat, Darusele, că ăsta a fost așa făcut, Darusele, pentru apă. Bă, Darusele, când am țipat, mă, că eu, bă, Darusele, nu era normal să te fac să te sperii ca și cum că te arunc aici, Darusele? Nu era normal? Yeah. No.
Oricum ai pierdut, Darius, oricum ai o viață, pentru că te-ai speriat aici. Darius, recunoaște că ce? Și eu mai am o viață, bine, Darius. Bine, hai, mă, bine, mai avem o viață, Darius, acum mare vine. Bă, Darius, bă, ce fac? Bă, ce? Bă, cum ai venit așa de plin la mine? Rafaele. Și vrei, bă, Darius? Gata, mă, că nu mă sperii, bă, fii atent, Darius. Bă, și tu unde-i mă ăsta? Bă, ce mă ăsta? Bă, Darius, dar să le se pare că nu mai știi să mai faci nimic, dar să le avem câte o viață fiecare runda final, dar să le și eu zic să o lăsăm pe seara, așteptăm să se facă seara, dar să le, pentru că vreau să fie mai frumos, dar să le seara, știi că e mai frumos seara, dar să le facem foarte frumos, dar să le și da, tu oricum o să pierzi, dar să le, pentru că ești foarte slab, dar să le și nu mai vreau să mai zic, dar să le, că dacă mai zic doar dar să le te sperii. Bă, lasă-mă aia, lasă-mă aia, hai că deja mă enervez. Cine s-a speriat? Am zis lasă aia, nu s-a speriat. Bă, du-te la tine în cameră, dacă nu, dar să le știi. Dar să stai puțin. Nu cumva trebuia să pierzi tu viața și să pierzi deja concursul acolo la școală și te-am lăsat eu. Ia adu-ți tu aminte. Ia du-te la tine. Du-te la tine în cameră. Hai, du-te, lasă că mă și enervez. Mamă, văd că e deja s-a făcut și seara, mama, e perfect că s-a făcut seara. Mă dau și jos de la calculator și acum trece partea cea mai interesantă. Unde eu o să merg cu acest șarpe de jucărie să-l sperii pe Darusel? O să vreau să-l duc într-o pădure unde o să-i zic și niște povești horror. Și în timp ce zic povestea aia horror, dacă nu o să sperii la poveste, o să pun acest șarpe de jucărie și chiar sunt curios cum o să reacționeze și mă duc acum la el. Bine, sper să fie și ăsta treaz. Bine, e treaz, să ăsta nu mai e pe calculator, dar a zis că n-a dormit deloc, s-ar putea să doarmă. Chiar nu știu ce face, ia să merg acum. Bă, ce faci, mă, dar bă, ce faci, mă? Ce faci? Și acum mănânci, bă, dar să, dar tu n-ai dormit deloc, bă, dar de ieri n-ai dormit deloc? Nu, foarte amuzant, dar să, fii atent, dar să le vezi că s-a făcut și seara afară, dar doamne, dar să, s-a făcut noapte. Uite-te puțin așa pe geam, dar să, uite-te pe geam. Bă, ce acolo pe geam, dar să, ce acolo pe geam? Nimic, uite flori, uite albinele, că mă sunt albine frumos aici. Nimic, lasă, nu mai contează, dar să, hai să mergem afară, dar să, pentru că s-a făcut noapte și trebuie, știi ce facem? Bă, dar să, mai știi că facem ceva azi, parcă trebuie să mai facem ceva, mai știi? Da, mergem camping. Da, mergem în camping, dar să, hai să mai lasă mașina, bă. Urcă sus. A, vrei să mergem cu bicicletele, dar Darusele? Darusel, unde e bicicleta mea? Darusel? Lasă-ne pe tează, papa. Du-te tu cu bicicleta, că merge cu mașina, Darusele. Să nu te prind aici în mașină, Darusele, vezi că da peste tine. Oh, shit! Ce, te-ai speriat? Da, urcă. Mama, cât de tare e aici, Darusele. Ia uite, mă, îți place unde te-am adus, Darusele. Ia uite ce frumos e aici, uite, sunt și cerbii ăștia pe aici, pe lângă, Darusele. Ia uite ce frumos e aici, natura, Darusele. Bă, stai, mă, jos, ce faci, mă, bă, tu ai venit și cu undiță, bă, Darusele, nu dăm bă la pește acum, bă. Mamă, nu m-am speriat, era să iau foc. Bă, m-am ars. Bă, Darusele, tu când te arzi, nu faci așa, bă, lasă, bă, ce faci? Ce le faci, mă? Bă, Darusele, nu mai dai animale. Bă, ești nesimțit. Bă. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.